FC Pojorât a înregistrat a doua înfrângere în meciurile de pregătire programate în această vară, după ce a pierdut cu scorul de 0-1 în fața viitoarei colege de serie din Liga 3 a FCM Dorohoi, într-un meci disputat pe stadionul din Câmpul Lung Moldovenesc. În acest joc, pentru formația pregătită de Dănuț Mândrilă, a debutat portarul Jean Turiță, recent transferat de la Sporting Suceava, iar partida revanșă este programată vineri după amiază, tot pe arena de la Poalele Rarăului. Pentru FC Pojorât au evoluat Axinte, Donose, Prundean, Fortuna, Chierariu, Botezatu Ionită, Lazar, Dodan, Leca și Irimia, antrenorul Dănuț Mândrilă, apelând pe parcursul meciului și la Turiță, Puianu, Tivodari, Nuțu, Ilie, Iftimie, Stroia și Erhan. La acest joc test, tehnicianul celor de la FC Pojorâta nu a putut conta pe serviciile fotbaliștilor Nemes, Scrab și Movileanu. De asemenea, zilele trecute s-a renunțat la serviciile a doi jucători, respectiv Adrian Mihailovici și Andrei Aionoaie, urmând ca lotul roșalbaștrilor să fie completat cu Ionuț Duțică de la Bucovina Rădăuți.